La propunerea lui Grigore Antipa, în 1920, savantul Emil Racoviță era ales membru al Academiei Române. În discursul său, Antipa îi aducea un elogiu. Lucrările sale științifice din acest scurt timp, cunoștințele sale solide din toate ramurile zoologiei, ochiul său de ager observator și judecata sa cumpănită au făcut să fie recomandat ca zoolog al acestei mari expediții științifice, care, în anii 1897-1899, a îndeplinit o importantă operă. Belgica a fost primul vas care a iernat în regiunile antarctice. Numeroasele monografii publicate în urmă de către diferiții specialiști care au prelucrat materialul faunistic recoltat de Racoviță arată cu cât de multă pricepere și-a îndeplinit el sarcina, ce șoloase și de ce mare preț erau datele biologice adunate de dânsul pentru cunoașterea desfășurării vieții în aceste regiuni până atunci neexplorate încă. Se vorbește puțin azi la noi despre această expediție, prima din lume care a ajuns în acele părți atât de aspre ale globului pământesc. A fost numită Belgica după numele corăbiei cu care s-a navigat. Au participat Adrien de Gerlache, organizatorul și capitanul navei, Roald Amundsen, viitorul cuceritor al Polului Sud, medicul american Frederick Cook, polonezii Arctovski și Dobrovolski și românul Emil Racoviță. După ce Belgica a ajuns la Rio de Janeiro, Racoviță a profitat și în loc să piardă o lună cu banchetele și petrecerile care s-au dat în cinstea membrilor expediției, a plecat la Punta Arenas în Argentina pentru a explora jungla patagoniană. Când l-a recuperat, Gerlache scria acasă: putem deja să trimitem de aici, către Ministerul de Interne, câteva eșantioane interesante din fauna magelanică. La 27 ianuarie 1898 au debarcat pe o insulă. Lui Emil Racoviță i-a revenit apoi cinstea să o boteze. El i-a dat numele lui Cobălcescu, profesorului de științe naturale de la Liceul Institutele Unite din Iași, marele naturist Grigore Cobălcescu, unul dintre întemeitorii geologiei românești. În februarie, Belgica se afla în fața unei imense banchize sfâșiată de largi crăpături. Pentru că înaintarea spre sud devenise imposibilă, s-a decis revenirea spre nord, dar fără succes. Nava era prinsă într-un clește de gheață. La 17 mai a început lunga noapte polară, ce avea să dureze 3 luni. Niciun om nu o mai înfruntase vreodată în mijlocul ghețurilor dincolo de cercul polar de sud. Orice muncă intelectuală de durată devenise imposibilă. Somnul venea foarte greu, la afecțiunile gastrice și circulatorii se adăugau cele psihice. Abia după un an și o muncă titanică, Belgica a scăpat din strânsoarea banchizei și putea reveni la Punta Arenas. Aflat într-o călătorie de studii oceanografice, explorează fauna grotei Cueva del Drac, din Mallorca. Aici descoperă un nou gen de crustacee. Explorând tema, constată cât de puțin cunoscută și cercetată era fauna din peșteri. În 1907 publică o lucrare în care, după ce face o revizuire critică a concepțiilor de până atunci, expune programul noii ramuri a științei biologice, al cărei creator este speologia. În 1920 avea să fondeze la Cluj primul institut de speologie din lume. Mâine, un alt episod din campania Eu aleg România, istoria românilor în 100 de momente esențiale. Toate filmele le puteți vedea pe site-ul eualegromania.ro sau pe canalul de YouTube al campaniei.